Hai să vă apă acolo. Tânărul și prietena lui au pornit din Sinaia către casă, dar șoferul nu a ținut cont de carosabilul ud și a călcat puternic pedala de accelerație și într-o curbă a derapat. Mașina s-a răsucit pe asfalt, iar apoi s-a oprit într-un stâlp. Accidentul a avut loc chiar în fața unor prieteni care au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor, iar cei doi au fost scoși din mașină cu ajutorul echipei de descarcerare. Eram și noi în casă, fiecare nu știm, dar după cum se vede un accident. Ați auzit bubuitul? Da, a bubuit foarte tare. Și da. Când ați ieșit, ce ați văzut aici? Poliția, salvările... Răniții au fost transportați la centrul de primiri urgențe Sinaia cu multiple traumatisme craniene și la coloana cervicală, iar ulterior s-a luat decizia transferării lor la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești. Poliția a deschis o anchetă și urmează să stabilească împrejurările în care a avut loc accidentul.